Evaluările naționale de la clasa a doua, a patra și a șasea continuă în cursul acestei săptămâni cu testele pentru elevii de clasa a doua, acesta fiind ultimul set de teste din cadrul acestor evaluări care realizează un diagnostic al sistemului, rezultatele nefiind trecute în catalog. Cei aproximativ 6500 de elevi suceveni de clasa a doua au susținut luni 6 iunie testul scris la limba română, iar marți au susținut testul de citire în limba română, urmând ca pe 8 iunie să aibă testul la matematică. De asemenea, elevii din rândul minorităților naționale vor susține și teste scris și citit în limba maternă. Fiecare test durează 30 de minute. În ultimele două săptămâni au susținut evaluările naționale și elevii de clasa a 6-a și cei de clasa a 4-a. Rezultatele acestor teste nu se trec în catalog, ci stau la baza realizării unei fișe pentru fiecare elev. Rezultatele sunt comunicate individual elevilor și părinților, iar Ministerul Educației va realiza un raport național pe baza lor, care va arăta în detaliu nivelul și progresul copiilor pe parcursul lor școlar înainte de a ajunge la evaluarea națională de la clasa a 8-a. Ultimele probe se vor desfășura pe 9 și 10 iunie, având atunci proba scrisă, respectiv citit, la limba maternă. Subiectele au fost elaborate de Centrul Național de Evaluare și Examinare. Sălile în care s-au susținut evaluările naționale au fost, de regulă, cele în care elevii își desfășoară activitatea în mod curent. Testele au fost evaluate în cadrul unităților de învățământ de cadrele didactice care predau în respectivele școli. În cazul în care numărul de cadre didactice dintr-o unitate de învățământ este insuficient, președintele Comisiei de Organizare și de administrare a evaluărilor din respectiva unitate de învățământ are obligația să solicite Comisiei Județene nominalizarea unor cadre didactice din alte școli. Fiecare test este evaluat de câte două cadre pentru fiecare disciplină în parte, pe baza caietului cadrului didactic. La nivelul județului Suceava, 401 elevi din clasele a doua au lipsit luni de la proba scrisă la limba română, din cei 6.994 de elevi înscriși, fiind prezenți 6.593.